noi am fost alimentați de fabrică, întrucât lucram cu tot aici, locuințele ar ținut până în 95, a aparținut ca locuințe de servicii ale fabricii, le stăteam cu chirie. În 95 le-am cumpărat, bineînțeles, fabrica a funcționat până în 2006, am fost alimentat, ni se oprea banii pe stat, în ceea ce vrește alimentarea cu apă. După 2006, fabrica s-a închis, practic noi am rămas legați de această conductă. În 2016, pe 10 octombrie, au venit după la ISZ de la Ploiești, ne-a tăiat apa fără să ne practic, să ne consulte. Domnule, uitați ce vrem să facem, ce aveți de gând? Ne-a tăiat-o pur și simplu, ne-a lăsat fără apă. Între timp, am mers la Hidro Prahova, ISZ Ploiești, să ne consultăm cu conducătorii acestor societăți. Toată lumea ne-a promis că se poate face de la Hidro Prahova, inclusiv am fost și la primărie, la domnul vice, toată lumea a promis că se va face între timp. Dar nu pot să condamn. A spus că este nevoie de multă cheltuială, e distanța mare de 2,5 km ca să ne legăm de undeva de aici, de unde este apa tratată de la Câmpina, și asta este de durată. Și iată, și până la ora actuală, deci, au fost numai promisiuni. Cum vă descurcați fără apă, de atâtea luni de zile? Dom'le, obligați de situație, cum se zice, avem râul Doftana, care trebuie să cărăm, dar e mai grav că suntem oameni care suntem trecuți de 60 de ani și nu vreau să condamn pe nimeni, dar de multe ori este zicala, sătulul lui nu-i crede celui flămând. Deci am mai mers de mai multe ori, mai multe rânduri, din vecin și la Hidro Prahova, toată lumea a promis. E adevărat, noi nu cunoaștem fondurile sau costurile, dar e penibil ca să cărăm zilnic atâta apă, că fiecare dintre noi avem și toaletele în casă, majoritatea locuinților au toaletele în casă. Și vă dați seama să cărăm, să apropie mai un pic, să apropie un an de zile, să cărăm apă cu găleata pentru toaletă. Iar pentru băut, cum vă descurcați? În oraș, fiecare, mergem pe unde avem cunoștințe. Eu am fetele în oraș, mă duc și vin cu sticlele de la ele. Care ați vedea dumneavoastră că ar fi soluția la problema dumneavoastră? Dom'le, soluția, deci, noi am propus să ne legăm tot de ISZ, dacă ne dă voie, dar, practic, asta trebuie să o facă Hidro Prahova, nu noi ca persoană, că și noi am vrea să participăm și cu muncă fizică și financiară, să ne legăm un pic mai de sus de aici, adică să, practic, să excludem proprietatea, că fabrica deocamdată este vândută. Cam asta ar fi, ca fiecare dintre noi să beneficieze de utilitatea asta, că este primordială.